cuantic, deplasarea mâinilor este foarte, foarte lentă. Foarte lentă. De ce este foarte lentă deplasarea mâinilor? În dansul cuantic ne conectăm al treilea ochi cu globul de lumină și cu pieptul, locul în care se află sufletul. Deci în dansul cuantic, practic, ne conectăm cu valorile profunde din univers. Pentru a ne conecta în profunzimea universului, este necesar să ne concentrăm foarte bine la globul de lumină. Luăm o poziție de relaxare, da? Corpul este liber și lent, lent deplasăm palmele din aproape în aproape. După cum observați, palmele se mișcă în continuu. Vă rog să faceți la fel. Palmele se mișcă în continuu. Foarte lent. Foarte lent. Deci palmele se mișcă în continuu și una față de alta. Lent, dar se mișcă în continuu. Lent și se mișcă în continuu. Lent și se mișcă în continuu și una față de alta. Foarte bine, foarte bine. Foarte frumos. Căutăm să ținem palmele în mișcare continuă, lentă, lentă.
Vă mulțumesc!